Una dintre cele mai controversate personalități din America a murit la 78 de ani. Larry Flint, cel care a creat revista Hustler, a suferit un infart. Mai bine de 50 de ani a fost unul dintre cele mai importante nume din industria divertismentului pentru adulți. În 1974 a lansat revista Hustler și apoi s-a mutat spre TV. Unul dintre motivele pentru care Larry a fost mereu în centrul atenției a fost legat de lupta cu primul amendament pentru libertatea de exprimare. Lupta asta a fost documentată într-un film nominalizat la Oscar, apărut în 1996 cu Woody Harrelson și Edward Norton în rolurile principale, vorbește despre un lucru prezent și azi. Unpopular speech is absolutely vital to the health of our nation. I'm not trying to convince you that you should like what Larry Flint does. I don't like what Larry Flint does. But what I do like is that I live in a country where you and I can make that decision for ourselves.